Este de fapt o expresie paulină. Da. Sfântul Apostol Pavel, în scrisoarea lui către locuitorii Efesului, creștinii din Efes, fiind captiv, îi îndeamnă să fie tari, să-și apere credința, să o propovăduiască, să nu se lase biruiți de încercări, de ispite și la un moment dat le cere să se roage pentru el le cere un fel de ajutor sufletesc să se roage pentru el ca să propovăduiască citesc de acolo cu îndrăznire și pe față taina Evangheliei uh -huh. în grecește misterul bunei vestiri sau propovăduirii lui Dumnezeu și de aici am pornit am preluat de fapt această expresie taina Evangheliei gândindu-mă pe de o parte la măreția acestui mister, misterului inefabil al lui Dumnezeu și în același timp mărturisesc și la neputința mea, pe care mi cunosc foarte bine, de a uh, face înțeles această, acest mister celor care citesc sau ascultă.